aflăm în plină sărbătoare de Ramazan Bayram, o sărbătoare de care musulmanii se bucură timp de 3 zile după o lună de post aspru. Musulmanii ne-au primit la slujba din noaptea de Qadr, cea mai importantă slujbă din luna Ramazan. Muftiul Yusuf Murat, liderul spiritual al comunității musulmane din România, ne explică semnificația acestei sărbători. Muftiul Yusuf Murat este o perioadă de o deosebită încărcătură spirituală pentru comunitatea musulmană. Spuneți-ne semnificația acestei sărbători și care este istoricul ei. Ne aflăm în ultimele zile din luna sfântă, din luna Ramazan, și în această seară vom sărbători, de fapt ne vom ruga la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, ne vom ruga la Bunul Dumnezeu să ne călăuzească pe calea cea dreaptă, ne vom ruga la Dumnezeu să ne dăruiască multă sănătate în această noapte care este mai benefică decât 1000 de luni. Se numește noaptea Qadr, noaptea puterii, așa cum Bunul Allah în Coranul cel Sfânt, în capitolul chiar care poartă și numele acestei noți, ne spune în felul următor. Noi am început să revelăm această carte în noaptea de Qadr. În continuare, de unde să știți voi semnificația acestei nopți? Noaptea de Qadr este mai benefică decât 1000 de luni. În această noapte, îngerii, împreună cu Arhanghelul Gavril, cu bunăvoința lui Allah, vor pogărâ pe pământ și vor îndeplini orice dorință până ivirea zorilor. Pace asupra voastră. Și având în vedere traducerea acestor versete, noi trebuie să ne rugăm, așa cum am spus și la bun început, la bunul Allah, să ne ierte păcatele, să ne călăuzească pe calea cea dreaptă și, nu în ultimul rând, să ne dăruiască multă sănătate, mai ales că în această perioadă avem mare nevoie de sănătate. Trecem prin perioade foarte dificile, întreaga omenire trece prin această perioadă foarte dificilă, toți încercăm să combatem acest virus, această pandemie care există pe întreg mapa mondul, și consider că cea mai bună perioadă a noastră este de a ne ruga la Bunul Dumnezeu să ne ajute să scăpăm cât mai repede de acest virus pe care noi nu știm, nu-l vedem. Este o luptă pe care nu știm cu cine o avem. De aceea, singurul care poate ne ajuta și care poate să-i ajute pe oamenii noștri de știință, pe medicii noștri, este Bunul Dumnezeu. Așa că trebuie să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să le dea multă sănătate medicilor noștri, să le dea putere de muncă și, nu în ultimul rând, să poată să-i izbăvească acest virus. وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا.
Grotta de Kadr este punctul culminant al lunii sfinte, Ramazan. Cum ați trăit această perioadă în aceste vremuri de restricție pentru toată lumea? A trebuit să ajustați, chiar să adaptați ritualul religios măsurilor care s-au impus. Cum ați reușit să împăcați cele două lucruri, religia și siguranța impusă? Sincer, ne este foarte greu. Să știți că sunt foarte mulți înoriași, dorni să vină în locașul de cult să roage la Bunul Dumnezeu. Dar din nefericire, acestea sunt condițiile. Am spus că trebuie să ne adaptăm condițiilor puse de către autoritățile centrale, să le respectăm, pentru că este datoria noastră. De fapt, datoria ta noastră este să ne protejăm pe noi înșine, să ne protejăm pe cei apropiați noștri. Și să ne rugăm la Bunul Dumnezeu că va veni acea zi când vom fi din nou împreună, când vom fi din nou împreună, când ne vom îmbrățișa din nou și, bineînțeles, când vom fi din nou fericiți. Rugăciunile noastre trebuie să se îndrepte către Creatorul nostru, către Creatorul întregului univers, să trecem cât mai repede peste această perioadă și să fim din nou împreună și să ne putem și să putem sta împreună. Dacă noi acum abuzăm de aceste drepturi, care de această mică relaxare după perioada de după data de 15 mai și nu respectăm restricțiile care sunt în continuare impuse de această perioadă în această perioadă a situației de alertă, să ne ferească Dumnezeu să nu avem și zile mai grele. De aceea apelul meu către credincioșii noștri, către comunitatea musulmană, este de a respecta în continuare deciziile luate de către autoritățile centrale și cele locale, pentru că aceste decizii nu fac decât să fie în beneficiul comunității noastre, în beneficiul societății în care noi trăim. Iar așa este foarte greu la ora actuală să putem să chemăm pe înoriași. Noi suntem aici, ei sunt în casele lor, dar să știți că rugăciunile se efectuează și în casele noastre. Important este să avem sufletul curat și să ne rugăm cu acele suflete curate către Creatorul nostru ca El să ne călăuzească pe calea cea dreaptă și El să ne scape de această pandemie. Și rugăciunile noastre trebuie să îndrepte mai ales în această seară către Bunul Allah să ne ierte pe noi și să-i ajute mai ales pe medicii noștri, pe cei care sunt în linia întâi și se duc o luptă cu acest virus pe care nimeni nu-l vede, doar îl simt în organismul omului. Profetul Muhammed, pacea și binecuvântarea lui Allah, are o relatare. Singurul lucru pe care trebuie să putem să-l facem noi este rugăciunea. Rugăciunea către Dumnezeu. Vedeți noastră, Dumnezeu câteodată ne atrage un semnal de alarmă. Și cred că deja foarte multe persoane au înțeles că există Dumnezeu. Că există un Dumnezeu care este mai puternic peste oricine, peste orice. Și că El este Creatorul nostru, indiferent cum îi spunem noi. De aceea, indiferent de situația noastră financiară, indiferent de statutul nostru socioprofesional pe care îl avem, trebuie să credem în cineva care are puteri mai mari decât noi și care numai și numai El este asupra noastră.
De aceea trebuie să fim mai apropiați de El, să ne căim mai mult, să fim mai apropiați de religie, nu să ne îndepărtăm de religie. Și părerea mea personală, poporul nostru totuși a fost ferit, pentru că a fost un popor credincios, suntem un popor credincios. Datoria noastră este să ne păstrăm aceste valori religioase și să le punem mai mult în practică în viața de zi cu zi. Noi trebuie să ne rugăm că avem același Dumnezeu, că îi spunem Allah, că îi spunem Dumnezeu, că îi spunem God, indiferent în ce limbă și cum ne adresăm, El este atotputernicul. Chiar El are o însușire, adică Cel care oferă însănătoșire. Și având Dumnezeu această însănătoșire, trebuie să ne rugăm ca și nouă să ne dorească această însănătoșire, să fim sănătoși. Ajută. La capătul acestei luni de post vin zile mai bune, o sărbătoare propriu-zisă, în care veți sărbători totuși la fel de ferit cum am sărbătorit și ceilalți ortodoxi la Paște. Da, rugăciunea de specifică sărbătorii în urma unei luni de post o vom oficia în aer liber. O vom oficia împreună cu membrii comunității noastre, bineînțeles. O să ne vină foarte greu, pentru că să știți că am primit foarte multe telefoane. Sunt copii, știți că noi avem obiceiuri, să trimitem copiii la colindat. Acestea fac parte din tradiția noastră. Și ne-am spus să respectăm deciziile care sunt. Adică dacă provin de la trei familii, să plece doar trei copii, fără să sărute mâinile, pentru că e un obicei în tradiție. Și cu mască, și să continuăm acest obicei. Noi nu vrem să pierdem aceste obiceiuri, nu vrem să pierdem, care fac parte din credința noastră. Dar, bineînțeles, trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim precauți ca să nu răspândim acest virus. Da, toate cultele au trecut printr-o perioadă foarte dificilă, prin această perioadă. Întâi au trecut frații noștri creștini, da, cu Sfintele Paști. Noi trecem acum, să știți că ne vine foarte greu. Am vorbit și cu cei din cadrul comunitatea evrească, chiar cu marele rabin, și la dumnealor toate se fac online, se făcea online când era perioada stării de urgență. Deci toți am avut de suferit. Vedeți noastră, dacă toți am avut de suferit, sperăm ca după această suferință să fim mai buni, să fim mai solidari, să fim mai împăciuitori, că nu o să moșterim această lume, să fim mai apropiați de Dumnezeu. Eu cred că ne lipsește foarte mult acest lucru, nu numai prin vorbe, prin afirmații, faptii să fim mai apropiați de Dumnezeu. Acest lucru consider că este foarte important, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și sperăm că această perioadă să ne facă să fim mai solidari, să fim alături de cei care sunt în suferință. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și mă rog la Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze țara noastră și să ne ferească de acest virus. În această noapte, rugăciunile noastre se îndreaptă către medicii noștri care se luptă în continuare cu acest virus. Dumnezeu să-i ajute. Amin. O sărbătoare musulmană nu este completă dacă... Bineînțeles, dacă nu există mesele tradiționale specifice, dacă nu există acele bucate tradiționale, dar vedeți noastră, toate acestea se fac în familie și
au fost și aceste cine de iftar care au lipsit. Ne-am adaptat, nu le-am mai organizat. Noi chiar am avut o campanie, o inițiativă, o tabletă în schimbul unei cine de iftar, să fim aproape de tinerii noștri, care ei vor fi viitorul nostru. Măcar nu putem să organizăm cine de iftar, haideți măcar să venim în sprijinul tinerilor care sunt și nu au o situație financiară, dar sunt doniți să învețe. Și să știți că am avut persoane care au contribuit, nu numai din rândul credincioșilor musulmani, au fost și creștini. Și ne bucură, vedeți, noastră, această perioadă ne face să fim mai uniți, indiferent de apartenența etnică și religioasă, să fim mai solidari, să fim alături de cei nevoiași, indiferent de apartenența etnică și religioasă. Așa o să fim de acum încolo, sperăm, să fim alături de tinerii noștri, să fim alături de educația noastră. Pentru că educația este baza unei societăți. Educația și sănătatea. Și sperăm, dacă avem un popor bine educat, un popor apropiat de Dumnezeu, vom reuși pe această lume. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر O gospodină tătăroaică ne-a poftit la ea acasă să ne spună cum se pregătește o masă festivă de Bayram. Suntem la sfârșitul lunii Sfinte Ramazan. Cum trăiește un musulman această perioadă de post? Postul care a fost de la ora 4 dimineața până la 8 seara, cât este soarele pe cer. După care... Nu ai voie să mănânci nimic, apă, nici niciun fel, nimic. Nu se consumă nimic. Post aspru. Da. E destul de greu. Post negru, cum se negru, zice. Negru, da. Se face... Seara se face rugăciunea pentru... postul care l-ai ținut se și deschis postul, cum se zice, se mănâncă de seară. Ce mâncați? Ce nu e la post, ce gătește fiecare în casă. După care, deci în luna de, în zilele de Bayram, cu 3 zile înainte, se face pregătirea de Masa festivă, începând cu baclavalele care le prepari, le tins foi cu nucă, cu... se însiropează ca să pătrundă în ele siropul acela. Se face cu o zi înainte de Bayram, în ajun, o cuocă, se prepară în casă geantă și bere, ce poate fiecare, ce vrea fiecare, pentru să scoată miros pentru cei morți, să-i pomenim pe cei morți. Și să-și împarte? Se împarte în seara respectivă, cu o zi înainte. În ziua de Bayram, la 6-7 dimineața, merg bărbații la geamie, se face slujba în geamie cu hoge, după care ies din geamie bărbații și copiii sunt așteptați de copii care le pupă mâna celor în vârstă și primesc în schimb dulciuri, bani, biscuiți. Ce le place, ce le fel place, de colind. Da. Da, copiii merg cu colindul la case să... Dune tot așa dulciuri și... Au trăistuță cu... Da, da, trăistuță. Cu ce le trebuie. Da, da, cum să nu. Bun dulce. Și... Deci în ziua de... Din acasă, la familie, cei de la geamie, aceeași obicei se pupă mâna. Soția, dacă îi pupă mâna soțului, chiar dacă sunt în familie totuși, dar... Se respectă, acesta este din respect. Doar, nu doar la cei mai bătrâni, la cei și, la părinți, da? La bunici. Și, deci cei mai mici, eu dacă sunt, am soră mai mare, frate mai mare, eu le pup mâna în ziua de Bayram. Respect. Că sunt mai mică, da. Da. Aveți frați, surori? Da, suntem 4. Sunteți cea mai mică? Pe în ultima, mai am un frate deci mai mic. Deci ați pupat mâna. Da, și dumneavoastră vi s-a pupat mâna. Da, da, da.
Respectul față de vârstnici este foarte important în religia musulmană. Fiica gazdei, Ghiuli, ne va arăta cum își onorează mama în ziua de Bayram. Salam alaikum, Ramazan Bayram, care le băsim. Sambă, să gata așa îi băsim. Sambă. Și acum, când aveți și copii mari, cum vă strângeți? Vă strângeți cu toții la oaltă, în familie lărgită, cu toții, cât mai mulți? Se face sărbătoarea. Sunt vin și fiin, nași, cum să spunem, mergi la nași, părinți, la cei copii merg la părinți, la socrii, la... La rude. La cei mai bătrâni. În prima zi în familie să petrecem. Și ce pregătiți pentru masa festivă de Bayram? Ce... Începem de la felul întâi sau de la aperitiv. Ce puneți pe masă? Punem, se face o ciorbă de nuntă, cum se zice la noi. Ciorbă de nuntă. Din ce e? Din carne de pui tocată sau de vită. Carne tocată de vită. Se face ciorba. Și e dreasă cu? La moș. Cea de vită cu bulion, cu suc de roșii. Și cealaltă cu iaurt. De smântână și iaurt. Ou. Cea de pui. Am înțeles. Da. Bun. Se fac sarmale de viță, foi de viță. Se face fasole scăzută și cu carne de oaie, de... pasăre, de vită, ce ai de preferință în casă? Să se pune cuscus, se mai face la... Bun, ne place, tot ce a spus ne place. Da, un griș cu lapte se mai face tot așa, deja budincă. Am ajuns la desert? Da, așa. Griș cu lapte, după care baclavale, saraili, deserturile care le faci în casă, astea sunt specifici. Tot ce e mai bun va fi pe masa dumneavoastră. Da. În fiecare zi, sunt trei zile de Bayram, în fiecare zi vă prima strângeți zi la masă? În familie, după care mergi la nași, la părinți, socri, surori, frați mai mari, cei mai mici se duc la cei respect. Vă îmbrăcați în haine tradiționale, cum aveți acum dumneavoastră, o roche foarte frumoasă, de mătase, brodată, cu fir argintiu, foarte frumoasă. Este tradițională. Are vreun nume? Nu. Sunt... Foarte frumoasă este rochea. Știu că sunteți o gospodină neîntrecută. Cât munciți pentru o astfel de masă, la care aveți, să zicem, familia întreagă oaspete? Suntem... depinde cât... pui la masă, câte persoane suntem, facem în funcție de asta câte porții, câte meniuri. Și tot așa mult de dimineață până seara, în bucătărie. Depinde de persoană. Dacă ești mai înceată și mășcăită, merge greu. Dacă și faceți tot, faci repede. Faceți tot așa mult de rămâne multă mâncare? Nu prea fac mult. Noi, dacă suntem doar eu cu fata, nu avem așa mult. Dar când e de Bayram, de obicei ne strângem. Merg la sora, la fratele, ca să și nu petreceți fim singuri. Împreună. Da, sigur să nu că fim da. Singure. Sigur că da. Și cântați, dansați, puneți muzică de care vă place tradițională sau nu e o sărbătoare mai austeră? Da, religioasă. Nu se dansează. Am înțeles. Deci nu e... Stăm, ascultăm, da, se poate asculta muzică, dar nu de dans așa. Am înțeles, e o sărbătoare în care apreciezi liniștea căminului, luna apostolului, te gândești care a fost, la cei care au trecut, care au fost. Da. Și ajutați, știu, și pe cei nevoiași, că un musulman... În luna Ramazanului poți să faci, să faci seara de iftar. Cum se zice, când după ce ții ziua de post, se cheamă la masă pe cei cunoscuți, care vecini sau rude. Și faci pomana aceasta care ține în loc de... adică pomană. Și în timpul postului mâncați și dulce, nu? De dulce? Cum nu mâncă? N-are importanță. N-are importanță, nu? Orice. Orice se mănâncă. Pește? Nu, indiferent. Nu e
Nu se aveți zile speciale, nu se azi băuturi alcoolice. Aia da, cei știm. Știm, sunteți cu minți, dar nu aveți zile speciale, azi mâncăm pește. Nu. Dar noi specific cocăturile. Geantă și berec se foarte fac. Bună. Foarte bun. Foarte. Spuneți-ne fiecare din ce, cum se face. Geantă cu, de exemplu. Geantă cu. Chiar azi am preparat, asta bun. Vă arăt și. Din cocă de ospită se fac niște semilune, așa. Se pune carne tocată cu ceapă în ea și se... De vită. Vită am pus, vită. Da. Uh-huh. Și se pune în tavă între ele cu ulei. Și se unge cu ou deasupra, galbenuș de ou și susam presărat. Geantă. Aici sarea ilei. Da. Acelea sunt rahat. Da. Baclavalele. Și acolo fructele exotice, cafea, așa. Și cafea turcească. Foarte. Tu ai gătit ceva? Așa. Am ajutat-o pe mami să pregătească aceste preparate. Sunt în procesul de învățare. Ai început de mică să înveți? Da, sau da, da. Te-a scutit mama? Aveam șorțuleț, bonetă și ajutam cu și aveam un făcăleț pe mărimea. Așa, aveam micuț. Și ce-ți plăcea să faci cel mai mult sau să guști? Să întind foile și oricum mă gustam din de toate. Gustai tot. Baclavalele îți plac mai mult decât sarailiile sau îți place, da, mai mult cocătura? Da, sunt tradițional tătărești ca și formă. Ca formă, știu că sunt triunghiulare, asta am învățat. Da. Foarte bine. Sunt gustoase cu multă nucă. Putem gusta? Ne lăsați? Cum vrem să vedem cum vă uși, da? Hai să vedem ce luăm. Deci luăm geantăc, da? Da. Deci miroase așa bine. Nu vă spun și cum arată, le vedeți? La sfârșit spunem o rugăciune, o mulțumire pentru divinitate. Elhamdulillah, Berechet Bersen, îți mulțumesc, Doamne, pentru masa aceasta. Este și o rugăciune mai lungă, dar aceasta este varianta scurtată. La intrare în casă am văzut că aveți un tablou. Da, este un verset rugăciune din Coran, care este mărturisirea de credință. Și este cam așa. Eședen la ilahe illallah ve eședen Muhammeden abduhu ve resuluhu. Foarte frumos. Orice vizită la o familie din comunitate este o bogăție pentru noi, pentru că ne învață ceva din obiceiurile dumneavoastră pe care le știm din copilărie, dar pe care, da, dar pe care acum le începem să le pătrundem și să le înțelegem și să le savurăm așa cum merită. Și ne bucurăm foarte mult că suntem împreună și că sărbătorim împreună. E și sărbătoarea noastră, să știți. E sărbătoarea întregii Dobrogea. Da. Și cu toții aici, în Dobrogea. Așa. Cobete este, se face dinainte să fie cu poziția înăuntru, cu orez și cu carne călită cu ceapă, carne de vită și de pasăre se poate. Se lasă la răcit, un fel de pilaf e cu carne, așa, să nu fie cald când îl faci, niște foi și se fac mai mari ca la șuberec foile, se unge cu ulei, se fac niște triunghiuri, ies așa niște triunghiuri și se coc la cuptor. Și acesta la cuptor. Da, nu da, da. Cred că sunt foarte bune. De fapt, știm că sunt foarte bune. Da. Dar mai ales la sărbătoare sunt cele mai bune. Da. Aveți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți musulmanilor și întregii Dobroge, de fapt, care se bucură cu dumneavoastră? Zilele de Bairam să le fie binecuvântate, să aibă un Bairam fericit, musulmanii din Dobrogea, din România, din toată lumea. Și să ne vedem cu bine și la Kurban Bayram. Și la Kurban Bayram. Da. Să ne vedem, să ne auzim cu bine. Doamne ajută! După rugăciune și după masă merge un dans. Vă las cu muzica. Să rămâneți sănătoși și până data viitoare să faceți bine!